Dimineața, dragilor, și bine ați revenit la vlogul numărul 16. În dimineața asta abia vorbesc pentru că am gâtul care mă doare super tare și parcă mai un pic mai tare decât ieri. Dar sunt bine, mult mai bine și cu sinusurile și cu tot, slavă Domnului și numai Lui. Mă pregătesc pentru că trebuie să mergem să luăm brăduțul și am zis să mi aleg repede cu ce mă pregătesc. Laura a plecat până afară. Ceva super simplu, cred că o să folosesc din o paletica asta de la Huda. E tare drăguță, oh my god. Foarte, foarte faină. Și ce să mai folosesc? Paleta asta de la Natasha, cu tot cu bronzer și iluminator, că mă grăbesc un picuț, ca să avem timp să ne întoarcem înapoi după aia, pentru că vreau să schimb niște robinete la baie, robinet cu duș cu tot. O să iau fondul de ten de la Shiseido, cred, pentru că e un pic mai hidratant. Am pielea uscată și primerul de la Smashbox. Ok, cam ăsta mi-e machiajul de astăzi. O să mă apuc să mă machiez, mi-a prins moțul în cap sus, pentru că trebuie să spăl părul astăzi, dar nu pot în momentul ăsta și ne revedem după aia cu rezultatul final. Am terminat machiajul și n-am folosit numai paletica asta de la Huda, pentru că am aplicat nuanța asta de aici pe toată pleoapa și nu mi-a plăcut. Deci efectiv mi se părea prea slabă, prea transparentă, nu era așa, bam, cum trebuia să fie, cum credeam eu că e de fapt. Și peste ea, deci peste nuanța asta de aici în stânga, am pus nuanța asta, din paleta Emerald, parcă așa îi zice, da. Asta e Emerald și e una din preferatele mele din colecție. Deci are niște culori fantastice, care nu le găsiți pe toate drumurile. Nuanța asta de aici, un fel de khaki, așa. Am combinat-o cu galbenul ăsta de aici, să vedeți ce machiaj frumos mi-a ieșit la ochi. Cel puțin mie îmi place foarte mult. Uite așa a ieșit și scuzați părul pentru că l-am ridicat în mulți oameni. Zis, n-am mai ținut cont de cum arată pe aici pe margine. Oricum când plec îl dau jos și pun căciula. Dar așa arată la ochi. Uitați-vă un pic, că să dau un pic de zoom. Combinate nuanțele alea două. Super, super mult îmi place. Și am pus în colțul intern nuanța care mi s-a părut mie cea mai deschisă din Tiger Obsessions și e roz, adică a zis bine mă lasă că se sortează cu bluză de pe mine cu hanoracul și cam asta este machiajul de astăzi. Cu asta defilăm. Îmi place foarte, foarte mult. Mai ales culoarea deloc combinată. Doamne, se vede incredibil de frumos. Da. E bine să fii inventiv câteodată, să nu te limitezi numai la o palețică. Ei, și le combin cum îți place, că până la urmă asta e frumusețea machiajului. Am plecat și noi după brăduț. Pe la ori l-a apucat cântarea. O să-i predau legătura ta la știri. Că pe mine mă doare legătura. Ai legătura de la mine? Da, e legătura de aici. Mergem la Feeling Em Trees, așa se numește, să căutăm brăduțul, să-l aducem acasă. După aia la două să luăm copiii, că termină cu oră mai devreme. Azi parcă v-am zis, nu mai țin minte. Bate soarele așa de puternic afară, dar nu-i cald, e tot rece, dar măcar avem soare și ne încălzește un picuț. Uite-l acolo. Am ajuns să alegem brăduțul. Ia uite câți brăduți sunt aici. Foarte mulți. Am ales așa unul din ăsta normal. Are între 1,50 și 1,75 și 35 de lire și e brad, nu-i molit. Și am avut mare surpriză să găsesc aici oițe. Ia uite-le, mami! Uite-le aici oițele, doamne! Sunt găsit frumoasele! Hello! 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 Ce faci tu acolo, micuță? Ce faci tu acolo, micuță? Nu vreau să-ți fac rău. Hello! Ia uite și fetine. Wow! Mi-a aduc aminte de Iisus, de nașterea lui Iisus. Băiții au intrat aici să plătească brăduțul. Mi-a plăcut mult să văd oițele. Nu, mi-a aduc aminte de... De Paște. De nașterea lui Iisus mi-a aduc aminte. Mi-a aduc aminte oițele. N-am văzut niciuna aproape așa, mă cred? Sunt ceată. Hello! Îți place? Da? Îți place, da? Uite mă alegi, vezi? Uite mă alegi, wow! Așa? Îți place? Nu s-o rău. Nu s-o rău.
Ia uite ce frumos stai aici bătrânul. Bătrânul brad care tulpina destul de gros. În curte. Mai e brad gros. Uite în curte că a deschis tata care. Miroase, mă, pune în afle aici că miroase. Tu n-auzi că miroase pe ăsta, ce ai? Prinde-l bine. Prinde-l bine. E neudat de... E tăiat de luna trecută? Nu știu, abar n-am. Sprijinul, cred că de gar sau de ușă aici. Poate de gar. S-a scurat. E ok, n-are nimic, e plin. Ia uite pe cine a luat de la școală. În ultima zi de școală. Cum a fost, mama? A fost bine. Ai văzut filmul cu Grinch, ai spus? Da. Ăla verde care era supărat? Da. Și nu-i plăcea, voia să strice Crăciunul? Brădu, ce ne așteaptă acasă? O brad frumos, o brad frumos. Nu mai cântă mă toare gâtul. V-a plăcut ultima zi de școală? Da. Sunteți da. Gata de vacanță? Da. Da? Asta parcă e două mai mare decât a plăcut la școală. Și mâine e ziua lui bunii. Mâine ziua bunii. Am venit până la Tesco să cau niște... Nu, mama, pune mâna la guriță pe ele. Să cau niște sare de baie. Eu v-am spus că mi s-a terminat aia de la Salt Cave din Londra. Să pun așa în cadă ca să mai desfunde din sinuțul și întrece să ia la ură o bandă din aia, pune peste gură noaptea. Acoperă gura ca să nu ține gura deschisă când doarme în somn. Da, mama? Proteine de ciocolată, nu știu mama ce e. Cred că trecem în TK Maxx să văd de sare, de baie. Am trecut și la TK Maxx, am intrat numai eu, lucru că eu stat în mașină cu Laur. Și am găsit așa sărurile astea două. Cred că au, mă, un kilogram, da, asta are un kilogram, a fost 3,99. Și e cu lotus, floare de lotus și terapie, sare din Himalaya, zice. Arată așa, la interior. Da, mama. Și mai am pasta asta cu magneziu, 12, calming și lavandă și maghiran. Pentru calm, pentru relaxare, pentru somn. Asta nu știu cum arată, că nu prea are să vezi din interior. Dar le-am luat pe amândouă. Asta a fost 4,99 de la 10 lei. Mi s-a părut ok, le-am luat ca să le am acolo. Ce a fost asta? Ce-a fost asta? Dominic a făcut așa. Nu-i frumos, Dominic, cer scuze, te rog. Nu pot să vorbesc să te acopăr, mama, că mă doare gâtul. Vă spuneam că le-am luat pe amândouă la orice, că le-ai luat să le ții până la anul. Păi până la anul cât mai e, mă? La anul 2023, ți-am zis. La anul celălalt, poate. La anul 2023, ți-am zis. Da, seara cred că o să pun din asta cu lavandă, să văd cum e. Și după aia o să încerc și pe astea cu floare de lotus. S-a părut ok. Și asta cred că tot un kilogram are. Unde scrie, mă? Da, 2 kg de sare, e ok, sare cu arome. Uite că a primit și ea de la școală, așa plăsuță, Merry Christmas de la doamnele amândouă, sunt Bateman și Gardiner. Ce ai acolo, știați de la copii? Natalia, tu Natalia. Moșu! Tu l-ai pe moșu, da. De la cine, de la Cristopas? Ia să vedem. Mami, ce asta tai? Ce frumos. Ceva până Lia. Pune-l lipici. Pune lipici aici și se face așa în geraș. Îl facem împreună, ok? Și pasta. Și pasta de uite. Bye. Bye, bye. Ah, ce stare ce frumos. Asta în ven. În ven, din bețe colorate. Asta face. Cum ai făcut-o? Cum ai făcut-o pe aia? Ciocolată Kinder. Bravo, mami. Cum ai făcut-o? Cum și o ciocolată Kinder. Cum l-ai făcut pe astea, așa trebuie să faci pe asta de aici. Să le pui în brăduți. Așa, ce mai e? Carticică am trei. Carticică, nu, ai de citit. Și ce ai făcut aici? Ia uite. Spring, summer, autumn și winter. Și calendar și tu ai. Bravo, foarte frumos, mama. Wow. Ce e acolo? Asta ce e nativ? Asta e cruce aici, mama? Sau ce e? Crucea este aici. Ah, unde s-a născut Iisus? Da. Ah. Și tu ai foarte... Iisus, nou. Foarte frumos, mama. Și înăuntru ce, mama? Wow! Vite! Foarte frumos, copilul. Foarte frumos. Vite, mami! Asta e o oaie, asta e un soare, da? Asta e un dovleac și asta e un brăduț. Fiecare pentru fiecare anotimp, așa e. Foarte frumos, mama. Și dulce. Pentru brăduț. E un globuleț, să-l pui în brăduț. Foarte frumos, mama. Ați încheiat anul foarte, foarte frumos. Bravo, sunt mândră de voi. Și eu asta? Da, sigur că da, poți să deschizi. Cred că este de la River. Ia, vezi, la cine e foarte frumos. Că a spus și ea că o să facă și pentru mine una. Ai trei, mama, uite așa.
Ia vezi. Nu, că are dulciuri acolo cum ai avut și tu. Ursulețul de ciocolată. Ți-a plăcut brăduțul de afară? No, tu știi ce am văzut eu astăzi unde am luat brăduțul? Am văzut... Da, este de la River. Am văzut trei oițe. Unde? Am văzut trei oițe grase și am pus mâna pe ele. Să văd. A fost de la River. Brăduță. Unde să văd? Îți arăt în video, mama, dacă vrei. S-a făcut ceasul vreo 4, cred că 5, 4:27 și la urs a apucat de baie să pună noi robinete cu duș conectate, pentru că noi avem duș electric și e presiunea tare mică când vrem să ne spălăm cu apă caldă. Așa că le schimba, a cumpărat alt robinet și am pus să ne uităm la niște desene pe care le-am văzut la Larisa, la mămica celor trei. Crăciun cu extraterestri sau ceva de genul, a pus ieri pe story și mulțumim mult pentru recomandare. Și am pus să vedem împreună la laptop, eu cu Nati și cu Dominic, să vedem despre ce e vorba. See, it's also taking people as well. Uh-huh. Ridică-n sus, mama. De ce? Pentru că nu mai este gravitație. Gravitația pământului e un lucru care ne ține lipiți de pământ, mama, să stăm în picioare. Dacă ne ridicăm sus în spațiu, nu mai avem gravitație și plutim așa. Gravitația e cea care ne ține pe pământ, mama, lipiți. Jos. Am terminat de văzut desenele. Nati a spus că i-a plăcut. Pentru tine. Pentru Roxana, da. For Roxana, for me. Și ai spus că ți-a plăcut și ai învățat din desenele astea cu extraterestri că trebuie să ne iubim. Să ne iubim. Că dacă simțim iubire în suflet, suntem bucuroși, mamă, și suntem plini. Altfel suntem goi fără iubire. Așa e. Ia să vedem. Thank you de la Avon. Nu, las că deschidem pe aici, Nati. Pe jos, mamă. A venit și Jessica, mi-a adus comandă de la Avon între timp. Ia să vedem ce am luat acolo, că nici nu mai știu. Ia să vedem ce e aici. Asta e pentru voi. E gel de duș cu strugure. Asta de aici e pentru bunii. Spray Little Black Dress. Îți place? Asta este Rare Gold, tot pentru bunii. Asta e pentru mami. Moroccan Romance. E ulei. Zice bath and shower oil. Nu știu dacă poți să-l folosești sub altă formă. Adică gen doar să dai cu el pe corp. Nu știu, o să văd. Aici am parfumul Faraway Gold. Mai avem încă o, din asta încă o broșură. Am luat așa Aloha Monoi spumant, pentru că mi s-a terminat spumantul de bubblegum, cred că am avut data trecută. Aici o geantă pentru mama, pe care și-a luat-o. Uite așa. E super mare. Asta e mâna mea și asta e geanta. Wow, foarte tare. Deci cam asta e comanda. Am dat două pufluri cu el pe piept aici sus și miroase foarte drăguț. Are la bază mirosul original, Faraway cel roz, dacă știți, e de foarte mulți ani. Eu l-am avut de multe ori. Și ăsta are ceva în plus, nu știu exact să spun ce. Apă de parfum, dar miroase tare drăguț și sticluța e impresionantă. Uitați-mă un pic, oh my god. Ăsta l-am deschis de aici și miroase foarte drăguț, a trandafir, nu știu. Zice că să pui, am trebuit să scanez textul de pe spate, pentru că nu e în română și nici în engleză. L-am scanat în Google Translate și mi-a dat din poloneză în română să citesc. Și zice să pun una, două picături sau ceva de genul pe mâini și să dau pe pielea umedă la duș. După aia nici nu știu, folosiți cumva uleiul ăsta de la Planet Spa de la Avon, trebuie să-l mai clătesc după aia sau îl las să intre în piele, cu tot cu pielea umedă. Că nici nu știu sincer, dar îmi place foarte mult cum miroase. Am luat așa săpun din Tesco, palmoliv, cu ulei de măsline, pentru pensule, să spăl pensulele. Și abia aștept să le deschid, miros drăguț. Cred că a fost doar o liră în Tesco, toate patru. Ah, cu lapte și ulei de măsline, ok. Abia aștept să spăl pensulele, pentru că nu l-am mai spălat de mult, de mult și chiar ar fi cazul, credeți-mă. Hainele astea de lângă mine de aici trebuie să le pun la loc imediat, să le iau sus în coșulețul ăla pentru rufe. La televizor am pus pe Barbie și Crăciunul cu cele trei spirite ale Crăciunului, trecut, prezent și viitor sau ceva de genul și am zis că se uită copiii, dar au plecat pe acolo, s-au obosit, abia așa să se culce. O să încheie acum vlogmasul pentru ca să-l pot edita pe tot, să-l postez, e destul de târziu. Mulți pupici din partea noastră, să aveți o seară minunată în continuare și liniștită. Multă sănătate vă doresc și Doamne ajută, o să ne vedem cu bine mâine. Pa, pa!